În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, amin. Viețile Sfinților, luna ianuarie, ziua a 16-a, pătimirea Sfinților Mucenici și Frați, Evsip, Elasip, Mesip și moașa lor Neonila și cei împreună cu dânșii. Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, ucenicul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, pe Dumnezeu Cuvântătorul, cel plin de Duhul Sfânt, vrând să mulțească turma cea cuvântătoare a lui Hristos, a trimis pe ucenicii săi în diferite țări ca să propovăduiască cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Dar auzind cum că în Galia era mai multă prigonire asupra creștinilor, căci împărătească poruncă ce se deduse spre uciderea credincioșilor, se lățise pretutindenea acolo, a trimis doi preoți al lui Dumnezeu, pe Antioch și pe Benign, și pe diaconul Tirs, bărbați cu adevărat îmbunătățiți de Dumnezeu iubitori, într-o nevoință stăguitori și gata la o senară, pentru dragostea lui Hristos, uitând primejile lumii, iubind de străinătatea cu o sârbie și dorind muncile și moartea. Aceștia, luând poruncă de la episcopul lor, s-au dus în corabie, iar Sfântul Episcop Policarp a vorbit către dânsi și astfel: mergeți, bărbați puternici, într-o tăria lui Hristos, care oștindu-vă câștigați prin Sfânta Mărturisire a preasfântului nume al lui Hristos, pe mulți ostași cu care, bucurându-vă pentru biruință, să puteți câștiga nume slăvit și veșnică cinste. Apoi roadele osenirilor voastre să se mulțească cu îndesulare și să dobândiți sălașurile în raiul drepților. Sfântul Policarp, cu acestea și cu multe alte binecuvântări, a pregătit de cale pe trimișii săi, iar ei, plutind cu bună sporire spre dumnezească povățuire, au sosit de grabă primarurile Marsiliei și, ieșind la uscat, călătoreau, având înainte călător pe Îngerul lui Dumnezeu. Intrând în cetatea ce se numește Edua, au aflat lângă, după rânduiala lui Dumnezeu, un bărbat numit Faust, de neam bun, cu cinste, senator luminat, de care au fost primiți cu frumoasă primire. Acela, înștiințându-se de dâns și că sunt prezbiteri, i-a rugat cu o sârdie să facă creștini pe casnici rudenile și prietenii lui, luminându-i cu Sfântul Botez, că cel din pricina pregonirii de atunci era creștin în taină. Apoi a adus la dâns și pe fiul său tânăr, Simforian, care prin povățuirea Sfinților și prin alegerea dumnezeiască, mai pe urmă avea să fie mucenic al lui Hristos. Pe acela, încredințându-l în mâinile preoților, să ruga ca Sfântul Benign să-l boteze, iar Sfântul Antioch să-i fie nașul copilului. Deci au făcut Dumnezeu și slujitor toate după dorința lui Faust. Aducându-și aminte de nora sa și nepoții săi, Faust a zis către Sfinți: am o soră de o mamă cu mine, anume Neonila, care locuiește în cetatea Lingoniei, are trei nepoți născuți din fiul ei, care au ieșit împreună în lumea aceasta din pântecele magilor. Apoi, învățând bine științele libere și înțelepciunea din afară și urmând obiceiurilor părintești, viețuiesc în rătăcirea păgânească, slujind idolilor, dar sora mea dorește să-i facă ostașa lui Hristos și să-i spună lui și să-i supună la sfânta lui slujbă. Deci rog-vă pe voi, o preoți al lui Dumnezeu, să-i ajutați pe ei și să luminați casa cea de neam bun, precum ați început. Auzind acestea, Sfinții au făcut sfat ca să se împartă la propovădire. Drept aceea, Antioch și Putir s-au dus în satul Augustuduniei, unde pe mulți, aducându-le la credința Hristos, mai pe urmă s-au încoronat cu cunună mucenicească, iar pe Sfântul Benic l-au trimis la Faust în cetatea Lingoniei, la sora sa. Neonila, sora lui Faust, a primit pe Sfântul Benic cu toată cinstea ca pe o mană pogorâtă din cer. Dar în acea zi nepoții ei erau duși într-un sat ce se numea Pasmasia, aducând jertfe idolului ce se numea Nemesis, și din acele jertfe, păsând rămășițele, le-au adus la bătrâna lor.
iar ea, îngățoșându-se de urăciunile idolești, le-a aruncat pe mâncare câinilor. Apoi a început Sfântul Presbiter Benir a grăi cu dâns și așa: iubiții mei nepoți, cunoașteți pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și viu, căruia îngerii și toată făptura îi slujesc cu vrednică datorie, care toată lumea a făcut-o cu cuvântul, care cu porunca a întins înălțimea cerului, a lărgit lățimea pământului, a adunat adâncurile mării și cu nisip le-a îngrădit, care a înfrumusețat cerul și stelele, cu stelele și a pus doi luminători mai aleși, căruia le-a poruncit ca toate cele zilite de el să le lumineze cu oazele lor, care a dat apele spre viața peștilor și spre feluri de copaci și iarba a îmbăcat pământul și a făcut toată ființa după voia sa. Apoi a binevoit, a zidit pe om după chipul și asemănarea sa și l-a îmbogățit cu deosebită înțelepciune, cu darul științei și al înțelegerii, ca să caute pe Dumnezeu a toată făptura și mai cu deadinsul, iar nu prin neștiință să defaime pe ziditor, ca să cunoască binele și să deosebească, să-l deosebească de rău, ca pe idolii ce-i făcuți din mâini, cu mâinile din multe feluri de materii, fiind nesimțitori și neînsuflețiți spre înșelăciunea oamenilor, închipuiți prin diavolească spornire, nu numai cu niciun fel de cin să se cinsească, dar să-i lepede de pe cei necurați și să fugă împărtășirea lor, pentru că diavolul, prin meșteșugul cel viclean, a închipuit pe idoli în lumea aceasta și a înșelat în rai pe Adam, omul cel din tâi. Deci lăsați-o pe iubiți nepoți pe idolii cei diavolești, iar pe ziditorul a dat de Domnul nostru Iisus Hristos să-l mărturisiți fără nicio îndoială, că iată, vedeți înaintea voastră pe acest bărbat sfânt care a venit din țări îndepărtate, trimis la voi din bunătatea lui Dumnezeu. Deci luați aminte la cuvintele gurii lui, că cele ce sunt în gura lui sunt porunci dumnezeiești. Învățați-vă de la dânsul învățătura cea sfântă, care va fi mântuirii voastre mai folositoare decât toate. Cu aceste învățături mântuitoare, fericita Neonila, cu Sfântul Benir, să sfătuim pe nepoții ei, întărea în inimile lor dumnezeiescul dar, care în taină se însuflase întrânsii, iar ei stăteau cu mirare, privind unul spre altul, socotind toate cele găite de dânsii, apoi întorcându-se către bătâna lor, au zis cu mare glas: pentru ce ai acoperit prin tăcere până acum un lucru atât de mare și de ales? De ce ai tenuit calea adevărului și lumina cea prea luminoasă de atâta vreme? Iar ea, ridicând ochii spre cer și înălțându-și mâinile, mulțumea lui Dumnezeu că nepoții ei încep a cunoaște adevărul și a zis către dânsii cu dragoste: Fiul meu, adică tatăl vostru, care acum este cufundat în tartar, era atât de împietrit cu inima, întunecat în negura păgânătății și străin de înțelepciune și înțelegere, încât nu voia nici a crede în Hristos Dumnezeu, nici a pomeni cu gura lui numele lui cel Sfânt. Deși ce putea să folosească una ca aceluia dumnezeiescul cuvânt, căruia răutatea necredinței cuprinsese cu totul cele dinăuntru ale inimii și nu putea să vadă lumina dreptei, dreptății, fiind orbită rătăcirea idolească. Din cauza lui am tăcut până acum, negăindu-vă cele folositoare, că mă temeam ca nu cumva el, prin sfatul cel crezător, să vă facă să rătăciți în veci din cărarea cea dreaptă. Iar cu învoirea lui Dumnezeu, murind acela, toate împiedicările s-au ridicat și acum este vreme binevenită. Deschideți-vă ochii inimii și ai trupului, privind mai ales spre cer și umplându-vă de darul Domnului nostru Iisus Hristos. Dezrădăcinați în sufletele voastre cinstea de idoli și cea vrăjmașă mântuirii voastre, ca să puteți să treceți pe bucuria veșnică. După ce au găit acestea și multe altele, fericita Neonila și Sfântul Preot, tinerii și-au adus aminte de vedenile lor pe care le văzuseră noaptea trecută și care erau înainte semnare a încredințării lor, deci spuneau unul altuia cele ce văzuseră. Cel din tâi, cu numele Pepsip, a spus: eu m-am văzut primit la sânul bunicii mele și sugeam din piept lapte îndesulat, iar ea mă îndemna zicându-mi: Pepsipe, bea mântuitor lapte, ca întorindu-te cu acesta să poți sta asupra potrivnicilor să câștigi slăvita biruință. Iar Elasip a zis: eu am văzut pe cineva șezând pe un scaun în cer, strălucind cu negrită slavă, de a cărui strălucire mi s-au întunecat ochii, apoi spaimă și frică au căzut asupra mea,
Însă cel cu fața luminoasă, chemându-mă, îmi zicea, nu te teme că și te vei învăinici, a luat cu luna pocăinței, biruinței. Al treilea frate, Mesip, spunându-și vedenia sa, a zis, am văzut și eu, nu știu pe care împărat mare, ținând șeptul și tare pe noi, aceștia trei împreună ne rânduia în asta o sășire, încingându-ne cu brâu ostășesc, apoi cu mare preț, răscumpărându-ne din legăturile robiei, ne scria cu litere de aur veșnică libertate și zicea către mine, Mesipe, pe voi acești frați am gândit să vă pun în palatul meu și cu veșnice răspătiri, de asemenea să vă încununez, căci bunica voastră ne înceta ziua și noaptea să roagă mie pentru mântuirea voastră, ca să fiți povățuiți la calea cea dreaptă și zbăvindu-vă de întunecul cel diavolesc, să puteți vedea lumina cea adevărată și să treceți din moarte la viață. Oh, cât de minunate sunt vedenile acestor trei frați, care însemnau întoarcerea lor către Dumnezeu, acestea văzându-le și cu îndemnările neonilei și ale preotului povățuindu-se, au zis la sfârșit de fericit al lor bunică, spune-ne ce să facem, ca astfel propovăduirea voastră, izgonind toată rătăcirea, să poată ajuta mântuirii noastre. Atunci s-a bucurat Sfânta Neonila cu Dumnezeu preot și dând mulțumile lui Dumnezeu a zis către dânsii. Toate poruncile lui Dumnezeu să le păziți și lui Hristos împăraților cu neîndoire să-i credeți că este Dumnezeu, să vă depărtați de necurățenile idolilor și singur să vă dați ziditorului vostru Dumnezeu. Apoi Sfântul preot Benin, învățându-i multe despre Sfânta Credință, i-a luminat cu Sfântul Botez și a întărit de săvârșit într-o mărturisire a lui Hristos prin propovăduirea sa, iar după aceea, sigur, s-a dus în cetatea Lingoniei, unde, aducând multe roduri ale oșenerilor, nu după multă vreme, cu cununa muceniciei s-a încununat. Iar acești trei sfinți frați, împreună născuți într-o credință a lui Hristos fiind întăriți, au trimis slujile lor ca să sfărâme pe idolul de sus mai idolul de mai sus al zeiței Nemesis. Apoi au sfârmat și alți 12 idoli care erau în casa lor. Îndată au străbătut vestea prin toate hotarele Lingoniei că nepoții Neonilei, tinerii cei prea buni de neam, crezând într-un Hristos, s-au sfârmat pe zei. Deci s-a pornit asupra lor poporul, s-au sculat stăpânirile, judecătorii și slujitorii idolești s-au aprins de mânie fără măsură. Și adunându-se la Dumnezeu și tineri de pretutine, începătorii ziceau către dânsii, ce fel de nebunie a năvălit asupra voastră? Cine v-a sfătuit pe voi să lăsați cinstea zeilor noștri și ai voștri, care din vremurile vechi se vede că i-ați cinstit? Așa lepădați porunca împărătească? Că pe Hristos în loc de Dumnezeu l-aveți pe acela pe care iudeii cu moarte, la moarte osânindu-l pe cruce l-au pironit. Atunci fericiții tineri, rupându-se de Duhul Sfânt, au răspuns către dânsii, o, orbiților cu inima și afundaților în întunericul cel adânc, cei ce sunteți acoperiți cu negura cea veșnică și cu mare greutate a păcatelor fără sfârșit, pentru ce singur fiind înșelați de vășmașul cel de nemult și că noi ne siliți să ne închinăm la pietre și la materiile făcute, materii făcute într-o asemănare omenească, care niciun fel de viață nu au, nici simț și cu totul sunt nimic, însă de voi, nebunilor, se cestesc. Sfârșitul lui Dumnezeu laudă.